Ziua pompierilor a fost sărbătorită și la Drobeta Turnul Severin. Reprezentanții ISU au expus tehnica din dotare spre încântarea zecilor de copii curioși să descopere mai multe despre munca pompierilor. Aceștia au susținut mai multe demonstrații în fața celor mici care au avut ocazia să vadă cum se stinge un incendiu provocat la o mașină sau cum este salvată o persoană blocată la înălțime. De ziua pompierilor, angajații sumehedinți și-au expus tehnica din dotare pe strada Crișan, unde au organizat și demonstrații pentru a-i familiariza pe cei prezenți cu munca lor. Intervin pentru a descarcera victima din autoturismul răsturnat. La eveniment au participat zeci de copii care s-au arătat încântați de spectacolul demonstrațiilor pompierilor. Să văd pompierii în acțiune. Și ți-a plăcut? Da. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Acum, cum l-a dat jos pe acel om. Mie mi-a plăcut cel mai mult cum l-a coborât jos pe acel om. Ce ți-a plăcut cel mai mult? L-a dat cum l-a dat omul. Da? De mașină de sus. Am vrut să văd și eu cum este și mi-a plăcut foarte mult. Ce ți-a plăcut foarte mult? Mi-a plăcut cum a coborât omul ăla pe sfori. Curioși copiii au urmărit totul cu atenție. Unii dintre ei chiar s-au gândit că le-ar plăcea să devină pompieri când vor crește mari. Ce ți-a plăcut? Da! Ce ți-a plăcut? Să fac pompieri! De ce ai venit aici? Să fac pompieri! Ce ți-a plăcut ție cel mai mult? Că când a coș focul și când a coș ăla domnul mi-a plăcut. Mi-a plăcut să dau aici. Prezent la acest eveniment a fost și prefectul județului Nicolae Drăghia. Am vrut să fiu neapărat astăzi aici lângă dumneavoastră pentru că alături de dumneavoastră am parcurs multe etape în apărarea bunurilor materiale ale cetățenilor județului Mehedin. Am parcurs etape de situații de urgență deosebite. Am sărbătorit astăzi Ziua Pompierilor din România în mijlocul cetățenilor. În zona Crișan, alături de cetățeni, am desfășurat exerciții demonstrative, exerciții practice pe care pompierii mehedințeni le-au organizat și desfășurat special pentru cei prezenți aici. Au fost desfășurate puncte de informare preventivă. Ne-am bucurat de o prezență mare din partea elevilor, preșcolarilor, cadrelor didactice, dar și altor cetățeni care au ales să petreacă astăzi alături de pompierii mehedințeni ziua de 13 septembrie. Această zi a fost desemnată ca Ziua Pompierilor din România în cinstea eroismului de care a dat dovadă sub unitate de pompieri condusă de capitanul Pavel Zăgănescu în bătălia de pe dealul Spirii din timpul Revoluției de la 1848. Lupta s-a dus împotriva unui corp de armată otoman.